sunt foarte incitat de această prezență feminină din patul meu, cât de bine îmi pare că ești aici lângă mine, iubita. Iată-ne în casa senzaționalului, excepționalului și întotdeauna în direct, chiar și din patul său, Dan Diaconescu. Să aflăm împreună cine îi bântuie casa și patul. Stimații telespectatori, iată, suntem acasă la patronul meu, Dan Diaconescu, domnul Dan Diaconescu. Și aici, acasă la el, noi așteptăm niște... Este fantome în direct, nu-i așa? Haideți să spunem despre ce este vorba, stimație telespectatori. Iată, ne aflăm la mine acasă, în modesta mea casă, cu 32 de camere și 24 de baral, unde ținem banii de la invitații noștri și de la angajații, nu-i așa? O să vă intre și vouă, cei de la camere, nu-i așa, banii pe card luna aceasta. Sau dacă nu, o să mai vină domnul Becali invitat și o să vă mai dea, să vă mai arunce așa în scârbă câte 2-3 milioane. Iată, această casă a mea este bântuită în aceste clipe de către fantoma Cătălinei și de aceea alături de mine se află această reporter a postului nostru de televiziune. Da, eu am mai fost aici. Da, bun, să trecem mai departe, stimați televizatori. De asemenea, îl așteptăm dintr-o clipă într-alta pe avocatul lui Lazarus, care este cu elicopterul în servis, nu-i așa? Și de asemenea... Iubitule, domnule Dan Diaconescu, credeți că fantoma va veni în direct sau... Da, da, se pare că această fantomă, rămâneți aproape, stimații televizatori, va veni cu noi în direct, deocamdată este la machiaj sau, mă rog, să vedem... Băi, Dan! Ia uite! Suspect, dar am venit! A venit domnul Lazarus, spuneți domnul Lazarus ce s-a întâmplat? Bă, am fost cu elicopterul la suspect în serviciul la suspect, că i-am schimbat plăcuțele alea de frână suspecte, dar mai întrebe vreo 800 de milioane de lei, suspect, că are niște probleme elicopterul la marșarier și trebuie, nu se ridică chestia aia. Domnul Lazarus, nu știam că elicopterul are marșarier? Nici eu nu știam, dar am aflat în mod suspect astăzi. Domnule Lazarus, spuneți-ne, credeți că va intra fantoma în direct sau? Da, noi am filmat într-o casă bântuită de fantome și probabil dacă am transmis de acolo până satelit, a venit până televizor în casa lui domnul Diaconescu. Suspect, dar adevărat. Lui Lazarus se pricepe și la telecomunicații. Și sunt și detectiv de profesie, realizez și emisiuni. De asemenea, dânsul a venit cu noi amănunte, gazul Lăcioacă. Astăzi am înțeles că l-ați văzut într-o cofetărie, mâncând o eugenie. O eugenie cu cremă suspectă într-o cofetărie suspectă. Iată, absolut, că este de domnul Lazarus. Băi, Doamne! Și uite, este fantoma Cătălinei cu noi în direct în mații telecători. Băi, Doamne! De iată, iată cum face patul cu noi domnul Lazarus, ca în exorcistul domnul Lazarus. Băi, suspect rușinos, dar sănătos, eu fug! Da, iată, stimații telespectatori, cum sunt lăsat efectiv la greu de către angajații mei. Iată, fantoma mă bântuie și eu mă las să bântuit aici în casa mea. Iată, manifestarea profesională, publicitate. Haideți, gata cu patul, băieți, a fost bine. Vedeți că totuși scârție, să mai dăm pe la balamale și data viitoare mai mult așa decât așa. Domnul Hodrescu, haideți să ieșim puțin de acolo. Eu vă plătesc ca să râdeți foarte sinistru, se poate și mai așa, haideți, și mai sinistru. Domnul Hodrescu, domnul puțin, dați tot dumneavoastră, vreau să văd. Așa, și mai mult. Așa, gata, haideți la loc după perdea, așa, e foarte bine domnul Hodrescu și așteptăm să revenim după publicitate. Pentru a-i face pe elevi să învețe și să fie disciplinați, Ministerul Educației s-a gândit să apeleze la modelele generației tinere, personalitățile din lumea mondenă. Voi știți cine sunt eu, bă? Nu! Bă, dar incult sunteți, bă! Ce dracu mă învață pe voi la școală, bă? A? Eu sunt celebra Nichina din Romară, o femeie plină de senzualitate și feminitate până la infinit, înțelegeți? Bă! Cum ne n-ați auzit voi de mine, bă? Păi noi știm un singur poet cu numele ăsta, Nichita Stănescu. N-a furat numele, frate. Mă pare că prin la română sparg să muri. Ia să țineți locul la profesorii voștri. Ce ori aveți? Limba română. Limba română. Foarte frumos. Specialitatea mea, prefer limba română, literatură și limba de porc, mă sline restaurantul. Ah, ce poftă mi s-a făcut, mă apolinește plâns. Mă rog, în fine. Pentru că aveți limba română, am să vă recit câteva versuri nemuritoare de ale mele capodoperale. Deci, versuri. Dragul meu, de tine mi-este dor. Te iubesc cu mult amor și pot ca să mă și însor. Doamna profesoară, corect este să mă mărit, nu să mă însor. Bă, nu mă vezi pe mine ce-i corect, dacă vreau să mă însor, așa mă însor. Că așa vrea mușcumele profesoară de la ora asta, înțelegi? Auză-mă, frate, ce să spun? Mă însor și gata!
Doamna profesoară, noi învățăm poezii la literatură, acum avem limba română. Să mor tu! Și la limba română ce faceți? Declinări, conjugări. Ia bagă-mă vreo 50 de conjugări, că te văd cam tot și la ara, așa, hai! Păi ce să conjug? Comentezi, ha? 4 cu felicitări pentru astăzi! Hai, de-te-mă, de ce mi-ați dat 4? Că nici nu m-ați ascultat, puteți să mă întrebați altceva. Că știu să analizez. Dacă nu-ți ții plisco, o să facem analize în sânge. Bă, ia că m-ați înarmat! Ia spuneți o foaie de hârtie, toată lumea! Hai, să are control! Toată lumea, scrie așa! Să se comenteze versurile la cea mai mare poetă din istoria antichității de la Evo Mediu până acum, Nichita din Roman. Vers! Ha. Dragul meu, te iubesc mult, amor. De tine mi-este foarte, foarte dor. Și mă tai cu un topor. Și... și atât. Bă! Dacă vă prind că copiați, vă sparg. Copiem, doamna profesoară. Să mor tu, dar ce făceai? Ce e el acolo? E sandwich-ul meu. Cu ce e? Cu șuncă. Cu ceafă de porc n-ai? Poate nu, dar n-am. Da, așa și cu șuncă, să confiscă. Hai! Bă! Ia mâna să-ți mă cine mai are mâncare. Toată lumea mâncare aici pe catedră, hai! Hai repede, repede! Un, doi, un, doi! Mergem toți în pasioi! Un, doi, un, doi! Haide! Haide! Haide, haide, haide! Haide! Așa, bă, copii, bă, că ați venit aici. Să învățați, bă, nu să băgați în voi ca sparge. Hai! Comentați mai departe, hai! Haide, haide! Stimați locuitori ai sectorului 5, 5, dânsul a fost Bujie Iuliar, care este consilierul meu pe probleme de imagine și de look, așa, care dânsul m-a sfătuit pe mine, spre exemplu, să port așa ton, sur ton. Adică roșu pe roșu, cum ar veni, pentru că este trendy și poș. Poș, da. Deci să trecem la lucruri mai serioase care, și care privește toți locuitorii care trăiește la mine în sectorul pe care eu îl păstoresc cu mintea mea și pe forțele mele de primar care sunt eu. Deci iată, primăria vine în întâmpinarea la toți locuitorii care are probleme și iată, am scos pe piață în cadrul sectorului câteva produse absolut senzaționale create de mințile care lucrează în primărie. Deci iată, pentru bătrânii care mai dorește și gura lor să mai amestece o gumă, o gumă și dinții nu le mai permite, pentru că ființele lor umane nu mai are dinții care le-a căzut de-a lungul timpului. Iată, pentru a le satisface poftele de ciungă, acest aparat de mesteca gumă, deci guma se botează a 5 și a 3 dinți, între dinți. Și imediat, iată, aparatul reproduce faptul de masticație care oamenii nu mai poate face de cauza la dinții care e lipsă și care își dorește gumă. De asemenea, tot pentru a veni în sprijinul la locuitorii de la sectorul 5, dar la mine, pe care eu iubesc pe sufletul meu de primar, care sunt. Am creat aceste produse absolut senzaționale. Deci veți spune, ia uite bă, un pepene, un pepene obișnuit. Însă nu este așa, deci acești pepeni este o bârligătură genetică, vă voi spune și de ce. Atunci când se mănâncă un pepene, există foarte multe probleme. În primul rând, acești sâmburi, stimați locuitori ai sectorului 5, care dacă cade vreunul pe jos, nu se mai poate ridica. Este o luptă între tine și sâmbure, că nu mai poți să-l mai ridici pentru că e la alunecă. Eu am și acum la mine în bucătărie sâmburi care stă de 4-5 ani de zile, că n-a mai fost chip. Am schimbat tot berajere și niciuna n-a reușit să îl prindă. Dar acest pepere este un pepere special pentru că este o îmbărligătură genetică, cum vă spuneam, între pepere, pepere și purici. Astfel, în momentul în care se taie o felie de acest pepere, care este el, acei sâmburi sare ca purici. Uite așa, și în momentul acela se poate pesteca mult mai simplu. În momentul acesta ei nu sare pentru că are folie. Folie. De asemenea, în încheiere, aș vrea să vă preamintesc ultima decizie a Consiliului Primăriei Sectorului 5, care este, și anume pentru o mai bună economisire a energiei în timpul furturilor. Descărcările electrice va fi făcute manual de către cetățeni. Silviu Prigoană s-a decis să candideze la primărie.
ca să vadă presa ce bun familist este, l-a invitat la cină pe cel mai mare ziarist român de 1,60 m înălțime, Ion Cristoiu, vezi, Doamne. E? Vă place ciorbița, domnul Cristoiu? E de găină? Da? Da. E foarte gustoasă. Dacă e de găină, acum îmi dau seama. Parcă e găina aia violată care a născut pui vive, Doamne. Dragă, tu nu vezi că omul ăsta mai are popun? Du-te, du-te la bucătărie, mai adu-i niște ciorbă, domnule, nu se poate așa ceva. Invităm omul în casă și... Lăsați-mă, vă duce înapoi. Vă jur că vă duce înapoi, nu stați... Ardeana, vezi acolo! Domne, e o vorbă, știți cum se spune așa în popor. Zice, găina bătrână face ciorba bună. Uite, e foarte adevărat, domne. Spre exemplu, ciorba asta a făcut-o mama soacră. Adică ce vrei să spui, prigoana? Toți găina bătrână? Mama soacră, te rog foarte mult. E, lăsați, lăsați că vă țineți bine. Prima dată când v-am văzut, mulțumesc, am crezut că sunteți Elena de la Mandinga, vezi, Dana. Aoleu, da, seamănă perfect, leiche cu Elena de la Mandinga. Vreau să știți că ați făcut o observație foarte bună, domnul Cristoiu. Domne, mama soacră arată absolut senzațional pentru cei 150 de ani. Parcă ar fi vie. Trigo. Să nu plictisim pe oaspetele nostru. Da, da, corect, corect. Domne, decât să ne... Așa, haideți mai bine să închinăm... Că ești un ginere foarte bun. Da, mamă, să închinăm un pahar de vin, să ne veselim, să ne ascultăm. Noroc, domnul Cristoiu. Noroc, Adriana. Mă mică. Ce buchet are! Da, senzațional, senzațional, da. Și deci, domnul Prigoană, da, de câte am înțeles, vezi, Doamne, candidați la primăria generală, da, nu? Da, exact, exact. Și ce platformă, vezi, Doamne, ați ales? De stânga, de dreapta, de centru? De toate platformele posibile, câte există, Prigoană, Silviu, pe fiecare drum în parte. Eu susțin baza, baza proiectului meu este familia. Familia, sfânta familie românească. Vedeți cum ne-am adunat noi aici în familie, în jurul unui păhărel de vin, al unei ciorbe, a unei mumii. Așa vreau să fie toți locuitorii Bucureștiului. Prigoana, ești mică, mică. Da. Un ginere iubitor. Sigur, sigur. Da, 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 sigur. Și doamna Bahmuțeanu, așa, cum o să fie, domnul Prigoană, primar general, dumneavoastră prima doamnă pe covor roșu, cum o să simți? Adică cum prima doamnă? Adică ce mai e și a doua doamnă? Ia uite, extraordinar! Adică și cum mai dragă, la un loc, dragă, așa se spune, prima doamnă, dragă! E expresie jurnalistică, ar trebui să știi! Păi știu! Da, și dumneavoastră, ca mamă soacră, așa, o dat seama... Domn Prigoană primar, dumneavoastră mamă soacră, vezi ce spui? Cum o să fie? Da, să fie! Mamică, vezi ce spui? Cum o să fie? O să fie, o nebunie! Mamă soacră ușor. Da! În primul rând, omor. Parlamentarii, politicieni în general, sunt guroieri! Și... Prigoană. Prigoană, care este guroier, cred că o să se simtă largul lui. O spânză și mă spânză tot. Mamică! Și în al doilea rând... Omor. Mamică, să trecem mai departe! Eu nu am ginere! Pentru că fata mea nu e maritată! Da! Aici are dreptate! Aici are dreptate! Trebuie să recunosc care... Că eu nu înțeleg. Nu sunteți soț și soție, sunteți divorțată? Da, 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 da. Asta nu prea e în regulă așa. Păi stai, adică ce, domnule, e o problemă sau care? Păi dacă e o problemă, chem un pop în 5 minute să-i rezolvați! Cum adică? Prigoană, adică ce vrei să spui? Că fata mea e una din ala? Stai, dragă, liniștită, ce-am spus? Și e problema noastră, nu? Păi da, e problema noastră, care e problema? Da, dar electoratul ce să zică? Și ce să zică? O să zică că... O să zică că, vezi, Doamne, domnul Prigoană zice ceva, după aia retractează... Bă, dar nu e ce-și chiar nesimți, nu ți-e rușine așa puțin, domne, că deja mă enervez! Te chem în casa mea, spune o ciorbă, bă, de la partea casă! Ia și apar din casă, mă, nesimțit, dar chiar nu ți-e rușine așa un pic, te chem la mine acasă, cu domnul Stan și domnul Gâde al tău, Ivar Gâde al tău, ia și apar de casă, nesimțitul de cei, n-am comentat așa ceva viața, nu știu nicio coca! Care coca? Nu știu nicio coca! Care? Nicio coca! Că mă înșel cu nevastă, dar asta înțeleg! Dacă mă înșel cu coca, asta nu ai!
Te-ai speriat, popor român! Mă țin de farse, dă-mă dracu! Dragii mei, astăzi veți fi martorii unui eveniment absolut ieșit din comun. Pentru prima dată în istoria acestei țări, veți fi martorii unei zile din viața președintelui vostru, domnule. Veți vedea ce diferență uriașă între viețile voastre meschine și mărunte și viața primului om în stat. Reality show cu mine, de mine, pentru popor. Este ora 10 de dimineață. Ca de obicei la această oră, președintele vostru hrănește papagalul prezidențial. Dar pentru că Emil Boc este încă la Cluj, am să-l hrănesc pe Costică. Ia să vedem. Oh, bună dimineața, Costică! Care bună dimineața, găozarule? E ora 12. Ce știe el? Un papagal găozar. Hai, bea o vodcă și taci. Ia stai așa că ne enervăm. Gata! A dormit, dacă ar fi așa simplu și cu Tăricianu. Hai, dă-mă, dracu, cam umor! A sosit clipa în care președintele își bea cafeaua, domnule. Întotdeauna la cafea îmi place completa. Dă-mă, dracu, cam umor, domnule. Sănătate, popor iubit și cătrănit! Iar acum, după această cafeluță, a venit momentul ca președintele să se hrănească. E ora mesei! E ora mesei! E ora mesei! Așa. Oh, îți mulțumesc! Arrivederci, ciao grande! Probabil că vă întrebați ce mănâncă președintele vostru. În afară de rahat, președintele vostru mănâncă întotdeauna mâncare sănătoasă, domnule, ca să se mențină în formă. Legume, fructe proaspete, carne de pasăre, păsărică și, bineînțeles, pește. Mâncare sănătoasă. Vă doresc poftă bună. Este ora 14, ora la care, ca de obicei, mă vizitează fica mea, Elena. Familia este foarte importantă pentru președintele vostru. Dă-ți te bup. Ia loc. Ce faci, măi, fata tati? Vă la cameră, la cameră. Acolo, că ești om politic. La cameră, să te vadă țara. Hai. Ce ai făcut astăzi, dragă? Cum? Ai fost la Muzeul Național de Artă ca să vezi picturile postmoderne. Bravo, bravo, bravo! Nu. Cum? 50.000 de euro ca să le dai oamenilor din cartier amărâții. Așa, tată, bravo! Noi suntem o familie miloasă, dar ce 50.000 de euro? Ia 100.000 de dolari, tată, și dă-le, tată! Și acum pleacă, tată! La revedere! Te iubesc, pica mea, te iubesc! Pleacă! Du-te! Vedeți, oameni buni, familia este baza societății, domnule! Băse! Udra! Am o depeșă! Fefe urgentă! Ia să vedem! Oh! Este de la Emil Boc! De la Cluj, nu cred că poate să... Ca de obicei, mi-a compus o mică poezioară. Ești demn urmaș al marelui Ștefan cel Mare și făptuiești miracole mereu, ești cel mai tare din parcare. Asta e completarea mea. Eu te iubesc, stăpâne drag, de tine mirador, așa pătrunzător cum e pătrunsă coca, te pui lângă cuptor. Cine-i coca? Nu știu nicio coca. Cine-i coca? Habaram, nu știu cine-i coca! Cine-i coca? Nu știu nicio coca, înțelege? Coca, cine-i Boc? A, Boc, cine-i coca? Dar ce vrei să insinuezi, găozarule? Cum adică? Cum e pătrunsă coca? La cuptor? La cuptor, lângă cuptor! A?
Unde s-o pun pe Coca lângă cuptorul de microunde, ești nebun? Mă trădezi, boc! Te-ai dat cu tăricianul! Cine-i Coca? Nu știu nicio Coca! Care Coca? Nu știu nicio Coca! Coca care? Nicio Coca! Că mă înșel cu nevastă ta, asta înțeleg! Dacă mă înșel cu Coca, asta nu uit! Ah! Elena! Ah! Dacă ești pe ușa aia, nu te mai întorci niciodată! Tu pe cine crezi? Pe mine sau pe un pitic de la Cluj? Pe un pitic! Nu știu nicio Coca! Păi s-ai terminat? Imediat, Coca! Ce? Ah! 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 Nu! Nu, e un complot! Eu... Opriți camerele! Bă, m-am crescut ca o mamă! În țiganie, lucrurile merg cum nu se poate mai bine. Muzică, distracție și voie bună. De ce ar fi altfel atâta timp cât numai prietenii le calcă bătătura? Mare, mare! C-ai respect și ai onoare! Bă, de niciodată, mă, sau stau după voi! Moare lumea! Hadi! Așa, mă! Niciodată nu te-ai plâns, tu ți-ai ținut steagul sus. Așa, mă! Ia stai, mă, ia stai, mă, ține! Te caută cineva! E de la poliție, mă? Nu! E de la procuratură, mă? Nu! E de la garda financiară, mă? Nu! Păi de ce nu spui așa, mă? Lasă oamenii să intre, mă! Ia uite! Păi ce crezi că mi-e frică? Păi se alu, zi eu? Aoleo! Știi cine e ăsta, măi, domnul Jenev? Vino cu aci! Stai, domnule, jos, eu, nu mă supăra, domnule! Simte-te în palatul meu ca la mata acasă! Mulțumesc! Bă, discuții de fotbal! Bangă! Am înțeles supărat! Domnule, uite de ce te-am chemat! Vreau să fac naționala țiganilor și dumneata să fii antrenor! Dar nu-i rău, dar eu am un centru de copii și juniori la Oradea și nu înțeleg de ce tocmai eu antrenor la Naționala de Gipsy. Domnule, spun de ce, eu vorbesc cistic, așa mi-e sufletul meu. Vă rog. Pentru că Lucescu n-are timp. Da, e la șaptiu. Acolo îmi pare rău, n-am ce face, am vorbit cu el înainte. Da. Și vreau să fie cea mai tare națională țigănească, să câștig campionate mondiale, să câștig campionate europene cu capitan de echipă Nicoliță, domnule. A, Băniel. Da. E foarte bun acest jucător. Ar fi bun la echipă la noi, dar mai bine ar fi să joace la echipa adversă. De ce? Ar da mai multe autogoluri și am câștigat. Așa. Și apropo de acest Băniel, mi-aduce aminte de Marius Lăcătuș. În 86 eram la Sevilla și în minutul 62 a țâșnit, practic, Marius Lăcătuș pe partea dreaptă, direcția noastră de atac. Domnul Jene, lasă-l, domnii, pe Lăcătuș, domne, că nu de le vorba. Da. Vreau să-mi faci un sistem turbo. Ăsta, un sistem 4-4-2. Da, e bun sistemul clasic de 4-4-2. Îl practică și maestru Ferguson de la Manchester United. Dar eu zic că ar trebui să optăm pentru un sistem 4-3-3 mai ofensiv. Știți, unul din mijlocași la deschidere și atunci, și apropo de 4-3-3, eram în semifinala cu Anderlecht în 86 și la un moment dat Pițurcă a țâșnit pe partea dreaptă, direcția noastră de atac, s-a apropiat de poarta adversă și la un moment dat practic a țâșnit. Domnul Jeni, lasă-l, domnule, pe Pițurcă, că nu de-l-i vorba! Deci rămâne așa, 4-4-2! Nu m-ați lăsat să vă explic avantajele sistemului de 4-3-3. 4-4-2, că eu dau banul! Te îmbrac în aur, din cap până în picioare, e ca mine! Cum ziceți, zic eu. Așa! Domnule, vreau să-mi aduci toți jucătorii de etnie romă din campionat în frunte cu Cristocea, că centrează bine! E bun de Cristocea și apropo de Cristocea, eram în 86, jucam cu Sisilacti și la un moment dat acest magiaru a pătruns la mijlocul terenului în care eu advers, s-a apropiat... Nu mai suport! Nu mai suport! Tăi-ți, mă, și tu din... Păcate! Ce, mă? Prăpăd! De ce, mă? Te caută cineva de la poliție! Există Dumnezeu, mă! Nu te mai suport, să n-am parte! Să moare ce-am în fața ochilor, dacă nu mă duc să mă predau, mă! Dumnezeu! Și apropo de Dumnezeu, ia loc, copile, tu ai putea fi un bun jucător de fotbal. Eram în 86 la Sevilla
La un moment dat mi-aduc aminte că Helmut Duc Adam apăra. Doamne, meu copil, că mi-l îmbolnăvești să n-am parte. Hadi-mă odată! Apropo de copil, eram copilul și zic la Dumnezeu. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție Omul cu laptop. Că de obicei în stânga mea, mega, super analistul politic Valentin Stan și în dreapta trebuia să fie, dar a întârziat la emisiune domnul Cristoiu. Păi stați puțin, domnul Gâdea. Da, domnul. Adică eu vin ca tâmpitul în fiecare seară, domnul Gâdea, da, domnul, fac pe serios aici și domnul Cristoiu își permite să întârzie la emisiune. Nu se poate așa, domnul Gâdea. Eu plec din studio, domnul. Nu, domnul, domnul, haideți, vă rog, ce, o să rămân singur cu Băsescu. Rămâneți aici, o să-i se taie din salariu și cu asta. Așa mai merge. Haideți să continuăm, domnul. Să continuăm. Hai să începem întâi, domnul Gâdea. Da. Cu ce vreți să începem, domnul Gâdea? Ia spuneți-mi, vă place chestia asta? Recunoașteți piesa asta? Sau pe asta, domnul Gâdea? Poate vă place mai mult asta, ia, domnul Gâdea. Care vă convine, domnul Gâdea? N-ar putea să începem normal, domnul Stan. Normal? Păi eu sunt normal, domnul Gâdea. Nu. Dumneavoastră, domnul Gâdea, sunteți normal? Nu mai sunt nicio, domnul Stan. Domnul Cristoiu, care nu e aici de față, domnul Gâdea, atenție, domnul Gâdea. Domnul Cristoiu n-a venit. Credeți că el e normal? De la cloșca cu pui vin nu mai e normal, vă spun. Nimeni nu e normal, domnul Gâdea. Domnul Gâdea, aș vrea să vorbim în această seară, domnul Gâdea. N-o să-i pronunț numele. Dar să arătăm figura măcar, domnul. Obsesia vieții mele, domnul Gâdea. Îl cunoașteți pe băiatul ăsta pletos? Din vedere, domnul. E o obsesie deja, domnul. Este ăsta. Chinul vieții mele, domnul Gâdea. Asta e, că mi-a umplut calculatorul de înregistrări. Scuze pentru întârziere. De ce ați întârziat, domnul Cristoiu? Vreți să vă spun, domnul Voicu... Bună seara, domnul Voiculescu. Iară, domnul Voiculescu. Unde am întârziat? Uite, am vrut să îmi iau niște acadele, am dat un tur pe la cofetărie, că la Biblioteca Academiei n-aveau decât sugiu și bomboane de gumă, niște muliciuri. Ce părere aveți, domnul Stan? Ce părere să am, domnul Gâdea? Nu știu, domnul Gâdea! Nu știu. Ce părere pot să am? Păi ori se taie din salariul domnului Cristoiu, ori mă duc la domnul Voiculescu. Bună seara, domnul Voiculescu. Și îmi prezint demisia, domnul Gâdea. Unde n-ar da Dumnezeu? Ar trebui să fie o discuție serioasă, ca de obicei, însă totul a fost aruncat în derizoriu. Nu de noi, domnul Gâdea. De domnul Cristoiu, domnul Gâdea. V-am adus și vouă câte o acadea. E, dacă e gratis, o mâncăm. E bună, domnul Gâdea, vă place? Da, domnul ăsta. Exact asta faceți domnului Voiculescu, domnul Gâdea. Iată, stimații telespectatori, ne aflăm chiar aici în casa mea, modestă, cu 18 camere și 12 de barare, unde ținem stive banii de la invitații noștri din fiecare seară și chiar în această clipă, alături de mine, în această casă bântuită, este experta în paranormal, în parapsihologie și paralizie. Este vorba de doamna Leonida Laris, răzbuna doamnă. Bună seara, bună seara. Da. Uite, chiar în acest moment eu simt o undă electromagnetică care înoată în particule, microparticule de stabilopozi. Doamne, ce putem face în legătură cu această fantomă? Păi ce să facem, pentru că această fantomă există, chiar este și eu cred că de fapt, marile puteri, America și Rusia s-au combinat și au montat niște chipuri care au fost aduse la stațiunea Neptun de Aura Urzicearu și aceste chipuri au fost montate și s-a format fantoma asta care ne bântuie chiar în momentul ăsta. Doamna noastră, cu puterile noastre absolut paranormale, puteți simți această fantomă? Sigur că o simt chiar în momentul ăsta, trece prin aura noastră, uite așa trece. Doamna, și putem să invocăm această fantomă? Da, putem să invocăm cu unii din mele fluorescenti, pentru că le-am dobândit când am fost iradiată de oamenii lui Vadim, care au fost școliți la Ialta, care au fost școliți de extraterestri care s-au găsit în casa lui Ioan Luchia Mihalea. Și această fantomă Iute, o simt. Uite, vine o undă negativă, mare, vine, se apropie, se... Domnul Dan Diaconescu, vă rog foarte frumos să o dați pe afară pe nebună asta. Hai te rog frumos. Iată absolut senzațional, stimații telespectatori, în legătură directă cu noi și iată aici în studio se află Oana Zăvoranu. Este o surpriză. Da, pentru că eu sunt senzațională și sunt o surpriză. Mă uitam și eu ca un om normal la DDTV și când, ce să văd, îl văd pe unul care îmi zice mută, dragă, pe OTV, mută pe OTV și am mutat pe OTV. Și ce să văd aici, că vă bântuie și vă chinuie fantoma asta. Păi eu sunt Oana Zăvoranu, eu am un suflet mare, eu vin să vă fiu alături. Hai să înțeleg că noastră... Da, spune, iată-mă, acest moment, simt acea sferă, sferă rotundă, care se dă spicat în două și de nea ne privește acel bătrân cu barba albă.
Bătrân cu barba albă? O fi Păunescu. Da, mi se spune în casca pe care nu am, pentru că nu avem bani pentru casca, că la telefon, da? Da, este domnul Adrian Păunescu, bună ziua. Alo, domnule, m-auziți? Da, v-auzit, da. Domnul Păunescu. Domnule, vă rog să nu pronunțați numele unui mare poet al neamului la televiziunea voastră penibilă. Sunteți penibili, sunteți penibili. Nu mai cânta, dobitocule. Da, iată, a fost o intervenție absolut senzațională din partea domnului Adrian Păunescu și a domnului Ștefan Hrușa. Ce părere aveți? Care intervenție senzațională, domnule? După părerea mea, eu cred că a fost o intervenție cam penibilă. Iată, fantoma, este fantoma se termine. Aoleu, să mă arăt ca mama! Sunt părăsit în direct de către invitații mei, stimații trecători. Și acum vom lua publicitate și revenim după aceea. Da, gata, domnul Hădrescu. Vă mulțumesc din suflet, băieți. Mișcarea a fost foarte bună, însă data viitoare mai mult pe verticală. Și puțin așa. Uno unico show e oggi a 100 metro garduri si è successo un caso unico in storia dell'atletismo. Che cosa è successo? Doamne, s-a întâmplat că eu am câștigat aurul, dânsa, argintul și coasta basta. Care coasta basta, domnule? Să vă zic eu cum s-a întâmplat. Adică! Este o fraudă! Este cea mai mare fraudă din istoria atletismului. Dar ce spun eu, domnule, din istoria atletismului? Din istoria sportului internațional de la începutul umanității și până în prezent. Ah, ok, cosa ai succes? Doamne, s-a întâmplat că a câștigat cel mai bun. Asta s-a întâmplat. Care cel mai bun, eu. Domnule, să-ți fie rușine. Să vă zic eu cum s-a întâmplat. Adică? Mă împinge, nu mă lasă. Ești întreșor. Să vă zic, la poza de final, eram cu nasurile la linia de sosire. La egal eram. Egalita. Dar el a câștigat datorită unui detaliu jenant. Che cosa era questo dettaglio? Che cosa? Era un coș. Il coș, o zoomă pe coș. Camera pe coș. Da, zoom-ul dați-l ușor să nu se infecteze. Ia uite aici. El coș, o indiretă, el coș, sì. E un coș. Che cosa è successo? L'ha câștigat con coș. Păi da, a câștigat, să vă zic. Tași-mă de-n gură, că eu trebuie să zic acum cum a câștigat prin fraudă la o miliardime, de miliardime, de miliardime, de miliardime, de secundă. Nu, dar vreau să întreb ceva. Coșul face parte din corpul uman? Da. Păi dacă face parte... E provizoriu. Dar ce contează dacă e provizoriu? Dacă e provizoriu? Contează că face parte din corpul uman, a trecut înaintea tuturor, am câștigat și cu asta basta. Păi da. Dar stați puțin, că asta stai puțin, dumneata ești nebună și am terminat, domnule! Bine, dumneata ești un hoț și eu gata, am plecat! Ai, nu zic miră, nu zic miră! Domnule, lăsați-mă să... Am vrut de dimineață să-l storc, coș, dar mi-am amintit când îmi spunea mama în pubertate. Când era la pubertate, mama îmi spunea, măi, mama, nu stoarce, mamă, coșul, că nu e bine! Și mi-au să aminte și nu mi l-am stors și de-aia am câștigat, mamă, medalia asta e și a ta, mamă! Hai, România, hai, băieții noștri! Calma, per calmare le due concurrenti, le due atleti, per impacare, ho estraso le regole del regolamento sportivo e voglio citare le regole. Eccole, vediamo. Articolo 28, allineato 4. Ecco Shurile, è tumorile, ecco cuiele, e fa parte dell'identità dell'atleto. Ma, fortim! Da furunculo? Articolo 28, allineato 4 bis, è furunculo? No. Păi atunci să se facă expertiză, să se vadă dacă e coș sau e furuncul, să se pună camerele pe coș. Articolo 34, alineato 4. Un atleta nu poate demandare o expertiză de niciun fel. Păi și ce să fac eu în cazul ăsta? Să-mi iau și eu acum, să mă duc la operație de estetică, să-mi fac un nas de 2 metri ca să câștig și eu întotdeauna la concurs? Articolo 34, alineato 6. E Pinocchio? Pinocchio? E nu are il diritto di partecipare alle competizioni atletiche, Păi, asta e discriminare! Ah, no! Articolo 34, alineato 6 bis. E Geppetto può partecipare. Păi e hoție! E hoție pe stazia! Ah, no! Articolo 34, alineato 6 bis. Offendere Romano Badescu e 2 anni suspendere! Articolo 3!
Păi da, dacă e atât de malefic spiritul ăsta și fantoma asta e așa de fricoșătoare, ea, mă, da, de ce nu s-arată ea atâta? Fantoma asta, că e atâta, e ea de periculoasă, păi da, fantoma asta. Haideți, haideți să o invocăm, domnul Becali. Nu suntem în vacanță, nici în recreație, nici măcar la ora de dirigenție. Suntem doar într-o școală românească, la ora de educație muzicală. Așa, zi! Cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt eu? Nicolae Guță, șap și adresă de mail. Nicolae Guță, coadă de maimuță, www.ro. Sunt profesor de muzică. Să strigăm catalogul. Oh, stai că nu știu să citesc. Așa, astăzi o să învățăm copiii manele de folclor, ca să cântați după mine. O știți pe asta? Cu ce te-ai ales în viață? Cu ce te-ai ales în viață? Ce-ai băut, ce-ai mâncat și cu ce ai strâns în brață? Da. Nu facem mai întâi vocalize? Vocalize? Ce s-a la vocalize? Ca să ne încălzim vocea. Să ne încălzim vocea? Păi eu dacă vreau să-mi încălzesc vocea la nută, beau un kil de whisky și după aia cât două zile și trei nopți și mă duc la spital după aia cu să... Stați așa că sună telefonul. Alo, Ali, haules, baules, tetrales, bactalopraleu. Cum cât? Păi tu nu știi cât? 10.000 de euro nunta și 5.000 botezul. Unde? La Petroșan, la mine? Tetrales, bactalopraleu. Da. Domn profesor, dar trebuie să ne dați mai întâi tonul. Tonul? De care vrei ton? În mulei, sos de roșii, la conservă, congelat, cum vrei. Nu, trebuie mai întâi să cântați, ca apoi să ne luăm după dumneavoastră. Vreți să cânt? O știi pe asta? Sună telefoanele ca dracii, arâmbi limoanele cu saci. Da. Ați cântat prea jos, trebuia să luați pe de sus. De sus? De unde să le iau de sus? Unde-i sus? Bă, voi faceți mișto de mine. Gata! Ce v-a învățat profesorul de muzică pe voi? Ne-a învățat mai multe melodii. Ia cântați-o, da, hai! Colindița nu mai multă, să trăiască cine ascultă. Sus la ceruri o înălțăm și la gazde o închinăm. O închinăm cu veselie și cu mare bucurie, că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. Gata! Nu e bine! Nu e bine! Trebuie să cântați de folclor manele de suflet, așa cum cânt eu la nunți. Ia ascultați aici, cu mimică și cu artistică raie, așa se face, de sos, de ghe, de sol major, uite așa. Cu ce te-ai ales în viață? Cu ce te-ai ales în viață? Ce-ai băut, ce-ai mâncat și cu ce ai strâns în brață? Turbo! Iată, stimație telespectator, ne aflăm în continuare în transmisiune direct aici, în modesta mea casă, nu-i așa? Și iată, ia uziți, alături... băi, stimați telespectator, modesta lui casă! Modesta lui casă! Auzi ce sărăcie mare pe Dan Diaconescu direct aici, modesta lui casă, sunt care are săracă, 18 camere săracul de el, vreo 5 băi, vreo 3 pijine, un elicopter, un metle ca lui papagalul ăla de columbeanu, la el e sărăcie mare săracul, are 12 telefoane! Cu satelit, poate și el e săracul de el, de prăcit. Da, iată, în stânga mea, domnul George Becali, patronul... Să află lupul stânga, domnul. Vă rugăm lui George Becali, că a venit. Hai să trec cu introducerile alea. Zic cu fantoma aia. Da, ați venit probabil să mă apărați de fantomă, nu-i așa, domnul George Becali? Să te apăr, că eu sunt sfânt, mai înțeles? Eu am instrumente cu care lupt. Împotriva la diavolii de fantome, mai înțeles? Nu că tine că nici nu papagal, mai înțeles? Eu sunt sfânt. Da, deci să înțeleg că dumneavoastră vă veți lupta, nu-i așa, cu spiritul malefic în această meseară? Spiritul malefic? Eu nu am nevoie să mă lupt cu niciun spirit malefic, mai înțeles? Deci eu nu am nevoie să mă lupt cu niciun spirit malefic. Că e greu cu becarii. Și dacă ai spus de spiritul ăsta malefic, mai înțeles? Mă, dacă e atât de malefic spiritul ăsta și fantoma asta e așa de fricoșătoare, ea și cunoscută ea fantoma asta de mântuită, ea e... Am care niște brânzătele mele, iertați-mă, am niște arsuri. Și dacă e ea fricoșătoare așa, mă, de ce nu s-arată ea atâta? Fantoma asta, că e atâta, e ea de periculoasă, păi, fantoma asta. Haideți, haideți să o invocăm, domnul Becali, ca să vedem dacă... Ce să mă invocăm? Eu pot să o chem Streanțu de fantomă. Mai înțeles? Fantomo! Streanțu, fantomo! Diaconescule! Băi, eu am văzut multe la viața mea, dar n-am văzut așa ceva. Bă, tu știi ce e la fundul meu cu ta morcovele? Ce zic că morcove? Cu iepure, cu vânător, cu totocolul silvic? Smărătescule! Ce-i, Bredățile? Cum ce-i? Rupe-i capul la zneanța asta de fantomă!
Nu vă rog, ce-am o sacă? Da. Mă iubești? Asta mă înțeapă ca un spin. Îți mulțumesc din suflet. Acum este de ajuns. Stimați telespectatori și băcuitori ai sectorului 5, dânsul a fost Buje, Buje Cristian, care este... Lei, dacă pui poza lui Elena la bandica lângă soacră mea, e Ninu. Mulțumesc. Stimați locuitori ai sectorului 5, dânsul a fost domnul Bujie Iulian, care este... În primul rând, așa eu e. Cred... Așa-i, mămică. Că politicienii sunt și guioni. Guioneri. Absolut, senzațional. De bine ies. Nu știu cum a dat, mă rog.